Tananirov și am să vă citesc acum un fragment din cartea mea de eseuri și portrete literare, de la care Haragiale la Urmuz sau Realitatea în formă de conservă, carte apărută la editura Tracosate. Scriam nu demult, când cercurile literare bucureștene, opera lui Caragiale e privită ca un fel de Biblie a poporului român. Din această Biblie, ca dintr-o cutie a Pandorii, se revarsă zi și noapte tot râul societății românești. Dacă până în 1989 râul acesta afecta în special păturile intelectuale din capitală, unuia relevându-se sub formă de mitică, altuia sub formă de rică Venturianu, altora sub formă de Coană Joițică, de Jupân Trahanache, de Goi, de Mamețică, de Ionescu, de Popescu, de Brânzovenescu, de Farfuride, de Cațavencu sau în chip de Dandanache, azi acest flagel nu bântuie numai capitala, ci s-a răspândit în toate provinciile și în toate târgurile mai puțin sau mai mult prăfuite ale micii și minunatei noastre patrii. Dacă de pildă dai drumul la radio, nu ai cum să nu auzi după o scurtă vreme un discurs farfuridian. Dacă deschizi televizorul, personajele lui Caragiale părăsesc micul ecran și îți năvălesc în casă. Dacă la televizor personajele marcate din orbul lui Caragiale pozează oameni politici trecuți pe la București sau la Bruxelles, ținând discursuri glumoase, atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a micului ecran, odată scăpate de acolo, se răspundesc cu viteza uluitoare a unui nor de lăcuste pe toate plaiurile țării, lăsând în urmă un pământ ars, presărat cu resturi de vegetație, melosind la litere de plumb, scăpate din paginile noilor publicații. Nocivitatea personajelor lui Caragiale din epoca postmodernă afectează poliția, justiția, literatura, teatrul, mediul afacerilor, economia, biserica, școala, pușcăria, într-un cuvânt tot ce e viu și mort în țara românească și uneori și în împrejurii. Nu vă încruntați sprâncenele, nu am greșit. Nici morții nu scapă de acest flagel. El bântuie în lumea asta, după care se refugiază pentru un timp sau pentru totdeauna în purgatoriul lumii de apoi. Convingerea ce o am despre Caragiale, scrie Titu Maiorescu, este că are una dintre cele mai vioaie inteligențe ce le poate produce natura, eclectic, bună memorie, momente în care această extraordinară vibratilitate celulară a materiei cenușii din creier îl scoate mai presus de el însuși și îl face capabil de scrieri literare de mare valoare. Și Titu Maiorescu completează portretul lui Caragiale, ridicând un pic cortina și arătând o mică parte din fața nevăzută a autorului scrisorii pierdute. Din cauza acestei părți a lui, eu închid ochii la toate celelalte, pe care însă le cunosc, precizează Maiorescu. Care vor fi celelalte părți ale lui Caragiale nu e greu de bănuit. Criticul se referă la tratele de caracter ale confratelui său literar. Dar fără aceste tare, Caragiale nu ar fi reușit să pătrundă în labirinturile întorpochete și plin de o mâzgă lunecoasă a personajelor sale. Scriind, autorul a deschis cutia Pandorei și personajele dinăuntru lui s-au revărsat în afară. De fapt, dacă stăm să ne gândim mai bine, ele populau din plin spațiul meoritic, numai că nimeni nu le percepea malefica prezență. A trebuit să vină un scriitor de tale lui Caragiale și să demarcheze până în dorstanță pe fruntea fiecărui și să le dea drumul în stradă. Azi însă, caragialismul a suferit.
schimbări, atât de formă cât și de fond. În prezent, România pare că a depășit epoca Caragiale și a intrat din plin în epoca Urmuz. Azi în România, chiar și în România, lucrului binefăcut, în locul lui Cațavent cu sau Mitică, au apărut în viața politică, dar și cea culturală, personaje care seamănă cu Ismail, cel compus din ochi, favorit Cherokee sau cu Trahanachi, sau cu Turnavitul, mă scuzați, ins, care măcar o dată pe an ia formă de beton, de ventilator la diferite cafenele și, de ce nu, de mandoline, cu și fără mască, de dulap, de ficus și, de ce nu, de valize pline cu tot felul de documente ce se împrăște de la sine putere pe câini. Da, epoca lui Caragiale e pe care să apună. Dar caragialismul persistă și în politică și în poezie, îmbrăcat în mantie urmuziană, cu tentă lungă a unui autocosmos infinit și inutil.